Deschideți forțile! Vă dăm viața și libertatea! Cine sunteți voi? Stăpânii lumii! Veți ajunge dacă noi vom pieri! L-am nimerit. Ba, eu l-am nimerit. Dar a cui este geata asta? E a ta. E pe aici, nu poate fi departe. Un chiulupir ne cheamă. Mai bine ne întoarcem. Ah, vrei să te întorci din drum ca să nu vezi că cerbul a fost lovit de mine. Hai! Ochii sunt plini de lacrimi. Ai avut dreptate, tu l-ai lovit. Tragi destul de bine. Uiți că eu te-am învățat să ochești. Unde umblați, mă? Mă! Ați meritat să vă frâng oasele. Mă face să bat munții după voi? Păi noi am... Tu să taci? Adică nu. Ia ghicești ce veste vă aduc, ce? Nu, ghicește. Întrecerea tinerilor. Da, săptămâna viitoare la Argidava. Hai, lăsați-l și mergeți după mine. Ne așteaptă de ceva. Mă ajungeți din urmă. Hai, cine sosește primul? Hai! Ai ajuns? Dacă ai avut un cal mai bun? Asta o spui tu. Sunt mai bună călăreață. Nu mă ajuți? Nu te duci după apă la izvor? Nu?
Ar trebui să știi că un războinic nu face treburi femeiești. N-a războinic. Hai să te duci după apă? Hai să te duci? Ia spune, cine se duce după apă? Cine se duce după... Ah, mă doare! O să-ți pară rău că nu te-ai dus. Îți pregătisem ceva. Mă păcălești. Meda! Meda! E al meu? Da, e al tău! Mi-l dai mie? Da! Eia! Hai! Fuscus, vrei să arăți acestor nepricepuți cum se aruncă o suliță? Legiunile de la Rin. Pariez pe 10 ulcioare de falern că sulița lui se va înfige în mijlocul țintei. Joci pe mâna mea? Ți-am dat prima lecție, arată-te demn de încrederea mea. Ca întotdeauna vii la timp. Spune-mi, cum se face că scumpul nostru împărat, Domitian cel iubit, n-a venit odată cu tine? Credeam că este mult mai grăbit să culeagă laurii victoriei și să cumuleze titlul de Dacicus. Va fi aici în 4 zile. În 4 zile, spui? Da, e în urma mea. Casa imperială se mișcă mai greu decât cavaleria. Și sunt sclavi, foarte mulți sclavi. Bărbați, femei. Și ce femei, dragă Fuscus. A luat tot. A luat doctori, a luat bucătari, a luat și istorici, iar din Asia Mică artiști. Și foarte mulți contabili pentru tezaurul dat. Iar ca să fie bine păzit, împăratul a reținut lângă el a 5-a legiune italică. Mai bine ar fi rămas la Roma.
Pentru toți. Pentru noi și chiar pentru el. În fine, să profităm de aceste 4 zile. Și mai ales tu. Pentru ce mai ales eu? Hai, vină. Vină. Tată! De când te-am văzut, ai devenit puternic ca un urs. Iartă-mă, sunt vesel că te văd. Mi-ai lipsit tu și sfaturile tale. Te-ai descurcat bine singur. Ațius, poți fi mândru de fiul tău. Pe toate câmpurile de luptă s-a acoperit de glorie. Și de praf. Permite-mi dar să șterg urma acestui lung marș. Ai baia mea la dispoziție. Mă voi grăbi. Ațius, Domitian e aici peste 4 zile. Câți soldați s-a păstrat cu el? A 5-a legiune italică, pe care am condus-o în Siria. Șeful actual e un bun soldat, dar îi plac vinul și banii. Îi va avea. Se pare totuși că pentru ceea ce vrem noi, cel mai greu de convins va fi Severus. Știu. Eu l-am crescut astfel, încât să se țină cât mai departe de intricile care macină Imperiul. Presimt că în prima bătălie divinului Domitian îi se va întâmpla o nenorocire. Nu trebuie să fie nici o primă bătălie. Ațios, între noi, știi că poți avea încredere. Pentru ce nu vrei un război contra Dacii? De la începutul relațiilor noastre, de când erai un biet ofițer și nu știai cui să-ți vin sabia, până astăzi, când ești vestit și bogat, totdeauna eu am pus întrebări. Bine. Iartă-mă. Are să fie precum vrei. Așa e bine, Fuscus. Totdeauna a fost bine așa cum am spus eu. Și a fost bine totdeauna cum am hotărât eu. A, iată-l și pe eroul nostru. Masa mea va fi mai simplă decât a lui Domitian, dar vă poftesc din inimă să împărțim. Pentru victoria contra dacilor. Așa. Petreceți în orgii dezgustătoare. Ați crezut că sunt un ramolit obosit? Că-mi trebuiesc 4 zile ca să ajung aici. De ce nu ești pe malul celălalt, viteazule Fuscus? Iată-l și pe Ațius, sufletul și nervul senatului roman. Ce cauți aici? Îmi aduci vești? Ele sunt rele, desigur, cum ar putea fi altfel. Te ascult. Sunt pregătit să aud orice. Curios, de ce s-au răsculat tocmai acum marcomanii? Poate aurul dacilor. Sunteți nebuni. Sau vânduți. Să renunț acum la acest război. Să mă întorc la Roma cu legiunile neplătite. Nu. Treceți imediat Danubiul. Aș dori să pot duce senatului și părerea lui Fuscus. Eu sunt militar. Supus legilor Romei. Și hotărârilor luate de senat. Și spun, mi-ar trebui încă 5 legiuni să-i pot bate pe daci. Fuscus, la Roma mi-ai spus că o singură legiune îi spulberă pe barbari. Nici ultimul dintre soldații mei n-ar spune acest lucru. Sunteți înțeleși cu toții, ați vrea să mă întorc la Roma, bătut de daci cu legiunile neplătite și nemulțumite. Tu ce spui, Severus? Sunt pentru război. Dar să nu uităm că însuși Iulius Cezar considera că înfruntarea cu dacii va depăși greutățile războiului galic. În clipa aceasta meditez mai mult asupra sfârșitului lui Cezar decât asupra cuvintelor lui. Domitian, să vorbim deschis. Pe tine te preocupă mai mult aurul de ceva decât victoria asupra dacilor. Totdeauna am spus că oamenii bogați sunt și foarte inteligenți. Nu crezi că o solie condusă de un om abil ar putea obține de la Decebal fără război ceea ce tu dorești atât de mult? Și cine să fie acest om? Acum 10 ani venind din Asia Mică am dus tratative fructoase cu Duras, fostul rege al dacilor. Bine, du-te, dar ia însoțitor din garda mea personală. Între timp construiți podul. Argumentele tale fața barbarului vor fi mai bine înțelese dacă cele 12 regiuni se vor afla pe malul stâng. Voi fi bun cu barbarii. În fond, nu-mi plac războaiele. Poate aș fi poet, dacă nu mi-aș aduce aminte de soarta lui Nero.
Revederea a fost scurtă. Permite-mi să te însoțesc încolo. Voiam să te rog același lucru. Ani de zile am așteptat această clipă. Am așteptat-o și m-am temut de ea. Aș vrea să înțeleg ce-mi spui. Sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegem, fiul meu. Suntem ca o scoică în care am vrea să cuprindem nemărginirea mării și vuietul ei. Uneori viața ne silește să ne ascundem chiar în fața celor mai dragi. Asta pentru mine, primul om ești tu. Așa să mai stăm câteva clipe împreună. Da, tată. Atunci să previn garda care te va însoți. Căutați peste tot! Domitian, lasă-mă să fiu primul care intră în luptă. Senatul și poporul roman a pierdut pe cel mai bun dintre noi. Sufăr. Voi trimite urna cu cenușa lui la Roma, pe care a iubit-o și a servit-o ca nimeni altul. Iar barbarii să cunoască mânia Romei. Ați rămas cinci în marea întrecere. Luptați cu cinste. Să învingă cel mai bun.
Au mai rămas trei. A, se cunoaște învățătura mea. Deși între noi fie vorba, eu și azi aștea mai bine. Romani, trec peste Donaris. Am ucis primul nobil care ne-a călcat pământul. Era singurul roman care nu trebuia să moară. Am crezut că e bine. Nu câștiga tu. Tu ești nebună. Nu.